Salut prieteni și bine v-am regăsit la un nou video, eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă împărtășesc o informație pe care am aflat-o de curând și am zis că întotdeauna este foarte important să împărtășim informații de la unii la alții, cum de altfel și eu primesc foarte multe informații de la voi și eu la rândul meu încerc să vă dau tot felul de informații pe care le aflu și de ce nu, practic, cum am spus întotdeauna, faptul că împărtășim de la unii la alții informații nu face decât să devenim din ce în ce mai buni. Așadar, după cum v-ați dat seama, avem mascota, să zicem că ăsta e Chelaru, care vă prezintă astăzi doze, da? Și practic vreau să vă arăt diferențe între două modele de doze, din cauza faptului că, cum mereu am spus, noi avem tendința să căutăm materiale din ce în ce mai bune și, cum am spus, avem foarte multe influențe din afară și, după cum discutam despre dozele rectangulare de la model italian, acum am zis să trecem și pe varianta german, sau mă rog, este varianta clasică a noastră. Vreau să vă arăt un model de doză care ne este foarte la îndemână și, bineînțeles, nici eu n-am știut că îl au cei de la Schrack, pentru că întotdeauna aveam probleme cu faptul că trebuia să dau comandă de Kaiser, veneau foarte greu, uneori era foarte greu să intru în posesia lor, poate și costurile, dar una peste alta am zis, ok, haideți să vă arăt și vouă această informație, să vă dau această informație, poate vă este utilă, cum am spus, atât electricienilor care au nevoie și vor să rezolve foarte rapid o instalație, spre exemplu, să se apuce și rămân fără doze, știu unde să caute același model, același standard, cu aceeași calitate și practic aceeași formă. Este un mod de a găsi alternative. Până la urmă de asta discutăm, să avem întotdeauna variante și alternative, pentru că știți și voi, având alternative, poți să te miști altfel. Așadar, vreau să vă arăt pe scurt că, sigur, o să mă întind puțin, vreau să vă arăt pe scurt două modele de doză, da? O să dăm astea puțin la o parte ca să puteți să vă arăt și după care o să le luăm pe fiecare să le studiem. Ok, deci aici avem așa, avem o doză de la F-tronic, da? F-tronic 107, M25 și Kaiser, stați ca să nu iau pe același model, da? Și Kaiser 15504. În general, mulți dintre voi le știți pe cele de la Kaiser, că am observat că se tot sunt foarte comune, dar cele de la F-tronic sunt aproape la fel. Nu numai că sunt aproape la fel, dar am reușit să le și cuplez unele cu celelalte. Spre surprinderea mea, iată, putem să le combinăm și practic sunt aproape identice. Aproape identice, doar că partea asta de doze de la Kaiser par puțin mai măricele, dar foarte puțin. În rest, în interior avem detalii, în ambele părți avem detalii în interior și chiar mă uitam, că de asta v-am zis, după ce am aflat de toate aceste lucruri am rămas surprins. Practic cred că sunt făcute și pe același tipar, adică cred că a fost aceeași, mă rog, aproximativ aceeași matriță, respectiv ambele sunt grad de protecție IP20 la 400 de volți, VDE, și la VDE chiar am verificat pe site-ul VDE să văd dacă sunt certificate și într-adevăr amândouă sunt certificate. 650 de grade Celsius, nu știu dacă voi reuși să vedeți, dacă nu, cred că cel mai repede am să încerc să fac eu poză și să vă pun să vedeți cel mai bine. După cum ați văzut, sunt asemănătoare. Acum problema întotdeauna a fost legată de accesorii. Pentru că știți și voi, avantajul întotdeauna dozelor Kaiser era faptul că aveam foarte multe accesorii de prindere, de fixare, de acoperire și tot așa. Din acest motiv aș vrea să vă arăt accesorii atât de la una la alta, dacă s-ar potrivi, și să vedem cum putem să facem asta. O să dau pe cea de Kaiser la o parte, o să vă arăt pe cea F-tronic, nu știu dacă se vede, stai să vedem, să pun într-un unghi cât să bată lumina să vedeți că este F-tronic. Da? Cu ocazia asta vedeți și ce e înăuntru. Da, cred că se vede. Așa. Bun. Și avem doza de la F-tronic și o să încercăm să punem pe ea accesoriile cum ar fi Clemfix-ul de la doza Kaiser, accesorii care vin în general prinse în, după ce ai carotat în perete, da? Ia să vedem, după cum observați este perfectă, da? Deci se potrivește mănușă, da? Chiar și varianta de prindere mai nouă. Ia să vedem. Deci perfect. După cum observați, este super ok. Deci există varianta prin care eu pot să achiziționez o doze de la F-tronic și să folosesc accesorii de la Kaiser. Cum ar fi, cum am spus, avem accesoriu de prindere de la Clemfix, apoi avem capacul de la F-tronic. Ia să vedem. Da? I-am pus și capacul. Observați? Nicio problemă, da? Totul prins frumos, totul băgat cum trebuie. Și avem chiar și partea de extindere, da? Uite, haideți să facem așa. Scoatem asta de la F-tronic și punem capac de la Kaiser pe doza de la F-tronic, da? Iată, a intrat foarte bine. Da? Și, să spunem, la doza Kaiser, da, haideți să vedeți doza Kaiser, nu știu că se vede de multe, să vedem, facem așa, la doza Kaiser o să-i punem accesoriu, o să-i punem tot, că avem aici toate accesoriile, o să-i punem tot accesoriul ei, da, cu capacul de la Kaiser, da? Și acum faceți voi diferența dintre cele două. Da, spuneți-mi dacă vedeți vreo diferență. Da? Mai mult decât atât, capacul de la F-tronic pot să-l pun liniștit pe doza de la Kaiser, da? Cum de altfel am pus și capacul de la Kaiser pe doza de la F-tronic, da? Și bineînțeles, în ambele cazuri, noi aici avem o extensie, da? Știți, când am spus mereu, când doza, spre exemplu, rămâne foarte în interior, da? Avem o extensie care, asta e o extensie de la F-tronic, da? Și se potrivește pe doza Kaiser, după cum observați. Fără nicio problemă. Bine, bine, o să-mi spuneți că toate sunt făcute unui aceluiași standard. Ok, doar că faptul că ele sunt turnate asemănător nu țin doar de dimensiuni, ci și forma ei lor sunt asemănătoare. Ok, acum diferența, ca să vă spun și informația pe care am descoperit-o eu, ați observat. În general, toate se potrivesc de la una la alta. Singura diferență, o să vă uitați aici și vedeți două liniuțe, da? Asta e F-tronic, da? Și observați că are două liniuțe aici. Și asta, Kaiser, are o singură umflătură aici, cum are și asta, da? Vedeți, are asta umflătura, asta umflătura, asta are două liniuțe. Liniuțele respective sunt pentru accesoriile de la F-tronic care practic F-tronic la bază, cele de la F-tronic, sau mă rog, cei de la F-tronic nu au sistemele astea de prindere a dozei, ei folosesc aceste aripioare. Aceste aripioare se bagă, observați, au două chestii aici și ele practic se clipsează pe aceste două aripioare, ieșiri sau cum, nu știu cum să le spun, aceste două cleme. Da? Observați? În cazul de față poți să pui așa, asta în cazul în care tu ai băgat în doză și să-ți rămână spațiu, vedeți? Spațiu pentru tencuială, sau în cazul în care vrei să vii la față cu tencuiala, e de ajuns să întorci asta invers. Și, după cum observați, este la față. Dacă, spre exemplu, vrei să o combini cu un alt F-tronic, da? Și vrei să pui tot așa la față, poți să o faci și așa. Ok? Îi punem și capace, tot de F-tronic. Deci, în teorie, avem la îndemână și această variantă, da? Varianta F-tronic, varianta Kaiser. Acum, pentru varianta, comparația de prețuri, sunteți invitați să căutați prețuri atât pentru F-tronic cât și pentru Kaiser. Și vedeți împreună și trageți concluzii care și cum considerați voi că au mai multe avantaje. Hai să vedem cum le clipsăm pe astea. Hai mă. Ok. Bun. Așadar, prieteni, nu știu dacă le-am pus central, dar înțelegeți voi, varianta Kaiser, varianta F-tronic și, după cum ați observat, accesoriile se cam potrivesc. Singurul avantaj pe care îl are F-tronic este faptul că la ei merg toate accesoriile de la Kaiser, în schimb la Kaiser nu merg toate accesoriile de la F-tronic. Așadar, prieteni, o să vă las descrierea sau vă rog, o să vă las link cu aceste doze, da, de la Schrack, care sunt aduse, adică mă rog, sunt tot din Germania, că practic scrie pe toate că sunt Germania și sunt și VDE. Și în cazul de față aveți o alternativă. Întotdeauna trebuie să avem variante alternative, pentru că în felul ăsta competiția crește, prețurile scad, cum de altfel mi-aș dori să se oprească din crescut în ultima vreme, au cam tot crescut. Și cum de altfel v-am spus, există variante prin care să devenim din ce în ce mai informați. Din acest motiv consider că această informație o să vă prindă bine și de ce nu pe viitor să știți că nu opriți neapărat un proiect din cauza că nu aveți doze de astea, când poți să cumperi dintre astea, da? Cu toate că eu mi-am făcut stocuri și am stocuri mereu, tocmai ca să fiu întotdeauna pregătit. Dar asta e altă discuție și o să fie altă poveste. Așadar, prieteni, vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți și nu uitați, rămâneți pe fază.